Bun găsit! Privește următoarele imagini. La ce te gândești privindu-le? Cu siguranță te-ai gândit la violență, poate chiar la cuvântul bullying. Ai fost vreodată victimă a unui act de violență? Scrie pe foaie, în secret, da sau nu. Poți opri filmarea. Îți propun următorul exercițiu de tip experiment. Ia o foaie albă, curată și netedă de hârtie. Poți opri filmarea până aduci această foaie. Să continuăm. Ia foaia de hârtie și mototolește-o. Poți să o calci în picioare, dar să nu o rupi. În ce fel s-a schimbat hârtia? Cere iertare hârtiei care la început era curată, frumoasă, netedă. Încearcă să o aduci la forma inițială. Netezește-o cu palma. Ai reușit? Poți opri filmarea și să discuți cu colegii. Inima celui pe care îl rănești cu vorbele sau fizic seamănă cu hârtia mototolită. Degeaba ceri iertare, ea nu va mai fi ca înainte. Acum, cred că ești pregătit să participi la un proiect împreună cu alți 4-5 colegi și să realizați un poster despre violență și bullying. Stabiliți în echipă rolul fiecăruia dintre voi, coordonator sau lider, cel care organizează echipa, distribuie sarcinile, cercetător, cel care culege informații, jucător de echipă, cel care contribuie la transformarea ideilor într-un poster, afiș sau în alte produse, comunicator, cel care știe să negocieze, să prezinte produsul final, modelator, cel care se asigură în permanență că echipa rămâne concentrată pe sarcinile de îndeplinit. Succes! Discutați între voi următoarele aspecte. Ce este bullying-ul? Tipurile de bullying. Gândiți un mesaj al proiectului. Poți folosi cu încredere informații oferite de organizația Salvați Copiii sau de UNICEF. În ora de educație civică, la data stabilită, prezintă alături de membrii echipei materialele realizate în cadrul proiectului Stop Bullying. Un mic sfat. În momentul în care simți că te înfurii, amintește-ți de hârtia mototolită. Pe curând!